Focus FM, este ora 10. Urmează știrile prezentate de Anda Georgescu. Bună dimineața! Bună dimineața și bun găsit la știri! Accident mortal pe drumul județean 212 în județul Brăila. Un bărbat și-a pierdut viața și alte două persoane au fost grav rănite după ce au fost implicate ieri dimineața într-un accident de circulație. Totul s-a întâmplat pe DJ212 între localitățile Sperohareț și Cuzavodă, când o auto utilitară a lovit violent o căruță care circula pe același sens de mers. În urma impactului, călțoșul în vârstă de 59 de ani a murit, iar soția acestuia a fost rănită grav și a fost transportată la Spitalul Județean de Urgență Brăila. Și un pasager din auto utilitară, un buzoian din localitatea Rominicel, în vârstă de 39 de ani, a fost rănit, dar viața nu i-a fost pusă în pericol, așa că nu a rămas internat în spital. A declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Brăila, inspectorul principal, Jenel Șogor. În urma producerii accidentului rutier, două victime au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale, iar polițiștii au efectuat cercetarea la fața locului și în cauza au transmis dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. După ce a fost stabilizată, femeia de 54 de ani a fost transportată la Spitalul Bagdasar Arseni din capitală. Trupul neînsuflețit al căruțașului a fost transportat la morga Spitalului Județean de Urgență Brăila pentru efectuarea necropsiei și stabilirea cu exactitate a cauzelor decesului. În primele informații, se pare că accidentul s-a produs din vina căruțașului, care nu echipase atelajul corespunzător cu elemente reflectorizante sau surse de lumină pe timp de noapte. Oamenii legii au întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor producerii accidentului. S-a dat startul negocierilor între PSD și amatorii de transferuri din județul Buzău, asta după ce a intrat în vigoare ordonanța care permite primarilor și consilierilor localilor județeni să-și schimbe carnetul de partid fără să-și piardă mandatele de aleși, așa cum prevede legea. La Buzău există mai multe zvonuri, dar și anumite informații privind trecerea oficială în cele 45 de zile prevăzute de ordonanța de urgență a lui Dragnea, dar semnarea actelor oficiale nu se produce întrucât Curtea Constituțională ar putea declara ordonanța drept neconstituțională, astfel încât primarii și aleșii dispuși să schimbe profilul politic ar putea rămâne în offside. Sfârșitul săptămânii, așa cum era de așteptat, a fost marcat de discuții intense între liderii organizației județene a PSD. Potrivit unor surse, au fost parafate înțelegeri cu 14 aleși locali de la PNL și PDL, care se aflau de mai multă vreme în discuții cu socialdemocrații. Printre cei care sunt pe punctul de a o semna o adeziune la PSD este primarul liberal al Râmnicului Viorel Holban, fratele deputatului Kevin Holban, care a ajuns deja la UNPR. În urma negocierilor, Holban ar fi obținut promisiunea PSD-știlor că va deveni șef al organizației municipale Râmnicu Sărata PSD, dar și asigurările că va fi candidatul social-democraților pentru un nou mandat de primar.